Bună ziua, mulțumesc frumos, vă mulțumim de suflet că suntem împreună acum, domnule primar, la mai multe ediții. Să vă spun sincer acum, eram puțin înspăimântat de faptul că reprezentăm secțiunea teatru, că reprezintă o secțiune de sperie, în general. După aia ne-am dat seama că nu există nevoie de așa ceva, că de fapt nu este de ajutor, cu Iosif Ilasie. El ne-a pus speranța și bineînțeles ne-a ajutat. Spuneam, vorbeam și cu mamă, că e foarte greu să interpretezi teatral o poezie, mai ales când ea însăși este încărcată de frumusețe, de imagine, de culoare, de filozofie, de credință, de atât de multe încât un mil artificiu teatral s-ar putea să nu-i aducă nimic bun, va din contră. Așa că am scormonit pe la sălătul cer, cu ajutorul Dumnezeu, și am găsit niște manuscrise inedite. Scrisă de Părintele Ghelase, pe când era Gheorghe Popescu, a vreo 15 ani, care vine născută în 44. Asta datează din 59, deci era 15 ani, când călătorea prin Vâlcea și scria poezie, rugăciune, sau și povestire scurtă. Acum, ca să facem o departajare între bărbați și femei, am stabilit că eu să spun proza și doamna Gabriela să spună poezie, adică lirica Părintele Ghelase, și am ales două varianturi, câte un fruct din fiecare ramă, adică una de tinerețe și una de maturitate. Una va fi chiar din cartea Neofitului Pusnicu, cea de maturitate, iar cea de copilărie, mă rog, de adolescență, se va numi o poveste scurtă, se numește Musca. În al doilea rând, pentru că totuși mi s-a părut că teatrul, adică rama teatrului în acest festival este prea puțin satisfăcută doar printr-o citire de text. Totul cu ajutorul Dumnezeu mi-a venit o idee. Cu sprijinul Patriarhiei și în special al Sfântului Vasamchie Bracoveanu, sunt în lucru acum, se lucrează de vreo 2 ani și ceva, pentru că nici el l-am lăsat degeaba. Evangheliile, textul exvalitării Evangheliilor, tuturor evangheliilor, toate cuvintele, spuse de mari voci ale teatrului românesc. Sigur, nu interpretate ca în modul obișnuit al teatrului radiofonic cu muzichie și cu... Și foarte serios, sunt toate cuvintele Evangheliei spuse de, v-am spus, de actori. Și am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și al regizorului Gabriel Binde, în fioratea lui Gabriel, să iau un premixaj al primelor 12 capitole din Evanghelia după Matei, în care o să auziți niște voci foarte importante ale unor mari actori. Ion Besoiu, Ortelola, Mihai Constantin, cu mine subsemnatul, Gabriela, Mângeraș, să vedeți. E foarte frumos și este chiar în primă, e mai înainte de prima audiție, nu știu cum să vă zic. Ele probabil vor fi găsite la Patriarhie și sperăm că ajutorul Dumnezeu să nu ne mai pună pe țeava de mai stai și tu liniștit. Nu stă liniștit. Și o să vedem cum CD-ul este aici, vreți, nu știu, o să stabiliți exact, ca să nu plictiți, e cam vreo oră. Să nu vă speriați acolo, la un moment dat, unele personaje nici nu există măcar, pentru că încă nu au fost înregistrate. E ca o vedere de ansamblu, cum va suna și, mă rog, modul de ce putea suna Evanghelia. Și acum mai să facem ce vreți, da? Ladies first, ce doriți, lirică sau epic? Lirică. Liric? Gata. Maria, da, e... Eu am aici două poezii, două poeme ale Părintelui Ghelasie, care amândouă datează tot așa din 1959. Și... ca o caracteristică, mie mi se par destul de grave și de sobre pentru un adolescent de 15 ani. Dar asta a fost concluzionă împreună. Una din ele se numește De ce adevărul e minciună. Prin apremii întunecare, anii ca un nor s-au scurs, ducând prada răutății și înălțând-o tot mai sus.
cuprinzând în gheara ehâdă tot pământul ca într-un lanț și punând căluși în gură să vorbească doar prin ganț. Geaba strigă câte unul strâns aproape până la os. Adevărul e minciună ca să fie dat pe jos și minciuna e adevărul ca să stăpânească tot cu al său glas ce duce lumea în pământ ca pe un mort. De ce spun că este totul apărut așa din flori? Poate apărea vreodată din nimic, așa culori, așa lună, așa stele, așa soare strălucit, așa păsări cântătoare cu un glas de stai numit. O natură cum e o zivă cu ochii mari strălucitori și albaștri cum e mare, mândri și fermecători, felurite animale mari și mici prin orice loc și prin gheață și prin apă, prin cenușă și prin foc. Dar mai mult decât acestea, oare de ce a venit pe-a pământului cruzime Fiul Domnului slăvit, cu minuni și cu blândețe arătând ce adevărul, că pe această lume mare nu-i de cap, cum spune omul. Apoi sfinții, ce arată că pe lume avem un scop și avem un părinte care ne-a făcut stăpâni pe tot, ce-i lucrarea lui măreață pentru fiii lui iubiți, ce-i dăm ca răsplată ura, iar bine că am zgârciți. Și cealaltă poezie citez, făcută în ziua de 1-2 mai 1959, oilărind pe străzile râmnicului plin de întristare, ca un cui viață se numește. Prin a sări umbră, tainic al omului veșmânt, într-o liniște profundă și se așează pe pământ. Și al nopții văl sălbatic, cu un pas fără de greș, se apropie cu ură peste al vieții best veșnic leș, care purul numai trudă, numai jale a avut, din a sa născare până în groapa tristului mormânt, unde îi se duce totul, cel mai bun avut din el. Minte, fapte sau gândire la oaltă, toate pierd. Astfel, multa noastră minte se gândește neîncetat la această taină mare ce ne e nedestegat. De o aflare prin păcate, prin bârferi și dușmăniri, asupriri și alte fapte ce răscoală numai firi. Iar mai mult o fire simplă se întreabă în orice loc. Ce e viața asta mare, prinsă doar numai în foc și sortită numai în jale, sufletul numai în urmări, ce te duce numai în moarte, numai și în cele de urări? Viața este doar o trudă, e o luptă până mori, însă fără de trăire trebuie cu ea să te însori. Ești creat nu pentru moarte și nici pentru greu păcat, ci a ta gândire surdă toate relele creat. Creatorul n-a dat viață pentru greu și pentru amară, ci a dat-o să trăiască cu același tainic har, în iubire fără capăt și ajutor prietenesc, nu în ură și în jafuri cum e acum cel pământesc, unde viața ca murgul își așteaptă neîncetat voalul nopții care scurmă totul ce a fost pătat, fie în funcții de mărire, fie rege, sau nimic, tot un pat cu scânduri groase, în aproape spațiu mic, se așează fără ură între ei și fără jaf, fără bogății, palate și distrări cu dulce glas. Ci la fel, în lemn subțire, în pământul înnegrit, trupul slab sau gras se face un cadavru putrezit. Acestea au fost operele de tinerețe, de adolescență și am mai ales din volumul lui Sihas. Versuri foarte frumoase. Doamne, iată-mă și pe mine, la hotar.
altarul răscrucea de taină, văd drumul ceresc cu numele celui ce s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul Creator, care crucea lumii la învierea veșniciei a ridicat. Și așa, cu numele dumnezeiesc, cu închinarea lui dincolo pornesc, în lumina cerească fără de seamăn. Iată-mă, Doamne, și la hotarul unde întregul universul este plin de frumuseți și de miresme care pe tine te mărturisesc. Nu este voie să se rupă ceva, le mângâi cu mâna și în șoapte de taină a avut cântarea dumnezeiască ce mă trece peste hotar. Iată-mă și la răscrucea unde o icoană stă luminată de o candelă care nu se mai stinge niciodată. Mă opresc cu privirea la chipul de taină și aștept de asemenea să mă privească. Numele dumnezeiesc îmi răsună în inimă, în urechi aud cântarea întregii lumi. Privirea icoanei le unește pe toate în ceva în care Dumnezeu și lumea se întâlnesc față către față și nu mai contenesc să stea în oprirea ce se face veșnicie și totodată trecere neoprită în veșnicie. O chip de iubire care le unește pe toate, o icoană, hotarul și răscrucea unde toate tainele se întâlnesc și se împărtășesc la cina cea de taină, în veșnicia unde mereu este hotar și mereu trecere. Mulțumesc! Deschizează pe cite și la urmă, în 20 iunie, și sună cam așa. Era de serate, pe cerul senin, din locuri în locuri, apăruseră stele. În mijlocul lor, luna, copaia argintoasă, cu un pas agrare și urma drumul, era liniște. Totul părea adormit, deodată, prin întunericul slab, la o căsuță potrivită, ieși un băiță și portând de mână o lunare aprinsă, care se îndrepta cu pivniță. Ușa drăbănată și bătută de atâtea vremuri, de-abia se deschise la sforțarea boiatului. Înăuntru, întunericul stăpânea totul. Greierii colăcând de cum mai este, se întreceau care mai de care să se arate mai pe sus. Restul era avantat. Niște butoaie vechi erau aruncate în mijloc, iar pe margini lemne mucegăite și împânzite de firele fine ale boiecilor. Acoperișul era ciuruit de grăuri. Băpaia lunii întreagă lini se odihnea pe aceste lucruri câteodată, în cântecul greierilor și în ronțăitul șoarecilor flămânzi. Stelele scripitoare cu razele vii stăteau de straj în fiecare noapte. Cum intră băiatul? Făclia lunării aruncă prin toate o lumină slabă. Doar prin încărbătura acoperișului se mai vedea scripirea stelelor. Se făcută o liniște profundă. Șoarecii își încetase rănțăitul, iar creierii parcă adormiseră. Prin aerul proaspăt, din când în când, câte un fluture sau câte o muscă, zburau cu zunzetul lor lin. Băiețașul păși cu grijă printre butoaiele de răbănate până ajunse la o lacă îmbrăcată cu un strat gros de praf. O deschise. Lumânarea o lipise de o bârnă găuită pe toate părțile de care, care și acum își urmau meserie în opoziție. Flagăra palidă pâlpâia repede, sfârâind câteodată. Băiețașul, după ce își luă ce-i trebuia din lacră, o închise, așezându-o la locul ei de mai înainte. Vrusea lumânarea, dar ce se întâmplă? Într-un spor nebun, o muscă mititică intră în flacăra mistuitoare a lunării, un scrip lung spre cum se liniștea ce se așpernuse. Musca fără viață căzu pe cercul unui butoi care îl ucinise. Aripile se arseseră, iar ochii băiatului cu milă privirea a musca ce-și făcu moartea singură, zburând prin făclia lunării. După ce o luă palma lui mică, o puse la loc.
Luă lumânarea cea aproape să se termine și plecă. Aproape de ușă, el se uită în tărât de parcă ar fi vrut să se întoarcă. După ce își urmă pasul, exclamă, biata muscă. Se aruncă în focul pierzării de voie, ca și omul în focul păcatului care este mistuitorul sufletului. Apoi, cu o frică, el păși pragul, așeză ușa la loc și în fugă sub scripirile stelelor și văpaia lumii accentoasă, se pierdu pe ușa unei locuinți străjuite de lumină. S-a auzit musca? Și în cartea asta superbă, foarte frumoasă, Moșul de Carpați, a părintele Gheorghe, sunt foarte multe povești, parabole, sincer, nu știam să mă opresc. M-am oprit la una, ca să vedem și partea cea, nu numai ce-i frumos, se numește Demonul Filosof din Iad. Bănuiesc că tu ești tot lumea. De 7 ori pe an, un demon face o mare tulburare în tot iadul și nimeni nu-l poate opri. Dintr-o dată începe să întrebe pe toți, auzi, de ce noi demonii nu avem inimă? Ce inimă, bă, prostule? Nu avem inimă. Ce inimă? Noi suntem spirite. Da? Dar de ce sufletele oamenilor care sunt tot spirituale au inimă de Duh, precum și îngerii? N-ai observat că noi demonii suntem goi înăuntru și fără inimă? Nu ți se pare curios aceasta? Și o ține zile în șir de exasperează pe toți. Iar cu timpul începe să strige în gura mare, unde ne este inima? Cine ne-a furat inima? E cineva care ne-a furat inima? Unde este acela să-l iau de piept? Și se leagă de toți. Devine chiar violent. Marea stâmpără leagă peste tot, face un pahamuc nemaipomenit. Apoi se duce direct la Lucifer. Lucifer, numai tu ai putut să-mi furi inima. Te rog, dă-mi-o înapoi. Eu simt că nu mai pot trăi fără inimă. Voi, treaba voastră, mie să-mi dați inima. Și Lucifer dă ordin să-l prindă, dar nimeni nu are vreo putere asupra lui. Și strigă, strigă, de Lucifer se ascunde neputincios. Lucifer nu te lasă până unde ai inima furată. Spune, unde ai pus-o, ca să o iau eu. Și începe să răscolească, răstoarnă totul, trântește, mobește. Unde mi-e inima? Și așa vaie, scoate de cutremură tot ea. Plânge la un moment dat, deși roaie de lacrimi îi curg. O, inimă, te-am visat azi noapte. O, ce minunat este să ai inimă. Ce este inima? Acum mi-am amintit ce este inima. Cum să zic? Este un plin așa de mare, de cuprinde peste fire totul. Numai dacă ai inimă, simți și tu că poți să cuprinzi totul. Și mai mult, inima are un glas de taină în care se vorbește totul și, de asemenea, prin care tu poți vorbi cu totul. Orice minunat e să poți vorbi cu cineva. Noi aici, în iad, nu vorbim între noi, ne enervează orice vorbă. Tăcem, tăcem, o tăcere întunecată de gol total și în tot golul acesta ne autogolim chiar de propria ființă. De aceea suntem uscați la maxim. Ne reducem la un zero absolut. Acest zero este tocmai locul unde ne-a fost inima. În locul inimii am rămas cu un zero gol antiființial și nouă ne este frică de acest gol metafizic. Dar paradoxal, facem parat de el. În lipsa inimii, zero golul din noi se face ca un anti-metafizic, cu o anti-lume pe care creștică o reducem la zero. Ce oribilă răutate în noi de a distruge totul la zero. Asta înseamnă că noi suntem tocmai distrugătorii de inimă. Golul nu există unde este inima. Golul este acolo unde lipsește inima. Și în golul acesta noi facem o lume cu minus. Distrugem totul cu minusul zeroului. Eu nu mai vreau minusul zeroului. Vreau inima înapoi. Vreau plinul cu plusul. Ce minunat e să vezi lumea, numai cu plusuri. Lumea crește, se umple totul de plusuri nesfârșite. Iar noi, demonul în noi, golul arde totul. Un pustiu nesfârșit de te apucă groază. În groază vrei să dispari chiar tu, că nu mai scoți. Nebunule, nu vezi că aiurezi? Încercau să-l oprească ceilalți demoni. Treaba voastră! Eu vreau inima la voi. N-aveți dreptul să-mi furați inima. Și curios începe să vorbească totul în care. Dați-mi inima la voi! Și iarăși începe să plângă de se scudie tot iadul. Inima este lumina. Noi am pierdut odată cu inima tocmai lumina.
Vă mai reamintiți voi ce este inima? Eu azi noaptea am mai văzut-o. Ce minunăție! Parcă este însuși... însuși... Dumnezeu. Și la lumele de Dumnezeu, toți împlemenesc. Voi este frică de lumină. De lumina lui. Mai știți voi că există un Dumnezeu? Da. Dacă nu mai vedeți lumina, nici pe Dumnezeu nu mai vedeți. Dacă nu mai aveți inima, nici lumina nu mai vedeți. Și nici pe Dumnezeu. Inima este tot secretul. Aici este taina. Inima, lumina și Dumnezeu sunt trei nedespărțiți. Eu azi noapte le-am văzut pe toate trei. Și așa o ține 40 de zile. La rând. După care se liniștește ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uită tot ce a făcut și tot ce a zis. Și paradoxal, este cel mai fioros tremur, cel mai rău, pe care Lucifer îl are cel mai aproape și îl folosește la cele mai oribile torturi. Când îl apucă însă crizele de filozof, se schimbă parcă tot.